iarnă, de fapt, închisă cu ceață și cu ceva zăpadă pe aici, pe acolo, din cauza că s-a mai încălzit vremea. Suntem la direcția silvică a județului Vaslui și eu personal sunt bucuros că am întâlnit un domn, Idricianu se numește, foarte tânăr, chiar curajos în expresii. Sunt bucuros că pot afla noutăți despre ce se mai întâmplă cu pădurile noastre și, de ce nu, ce viitor are pădurea. Domnule director, bine v-am găsit! Îmi face o deosebită plăcere să vă transmit și salutul nostru, să vă mulțumim pentru că ne-ați călcat pragul și vă urăm un bine ați venit la noi și sperăm Am uitat să vă spunem colindul. Da. Este timp să mai reveniți până de Crăciun. Vă așteptăm zilnic să ne colindați, fără nicio problemă. Deci vrem să vă colindăm, domnule director, să aflăm mai întâi, în numele atâtor și atâtor cititori, ascultători și, de ce nu, telespectatori, care să afle despre activitatea direcției, despre activitatea directorului, că nu o să ezităm să vă punem și întrebări legate de familie, dat fiindcă mie mi se pare că, așa ca înfățișare, o luăm deocamdată, promiteți. Mulțumesc. Sunteți inginer? Inginer silvic. De câți ani, domnule inginer? Am absolvit facultatea de silvicultură în anul 2000. Deci de 13 ani și ceva, aproape 14 ani. 13 ani. Câte interviuri ați mai dat la presă? Nu foarte multe. Am pe număr pe degetele la o mână, sau hai să zic, mi-ajung ambele mâini. Da. Vis-a-vis de oamenii care vă intervievează, cum vă convine? Cei mai răi puși pe rele, cei mai buni sau? N-am întâlnit oameni răi. N-ați întâlnit răi. Nici în pădure n-ați întâlnit lumerea? Lumerea este. E natura omenirii, ca să spun așa, există un echilibru până și în felul ăsta. De ce trebuie să existe pădurea, domnule inginer? Din punctul de vedere, nu putem exista noi fără pădure. Deci, înaintea noastră, e obligatoriu să existe pădure, e obligatoriu să existe natură. Iar eu identific sau suprapun, ca să zic așa, ca să mă țin natura cu pădurea. De aceea e vital, e obligatoriu ca să avem pădure. Dar e obligatoriu pentru că ne trebuie oxigenul pe care le eliberează, când ne sunt necesare animalele, când ne sunt necesare suprafețele. Pădurea oferă o diversitate de servicii, ca să zic, omului, în sensul comercial, să spun așa, deși e un pic forțată noțiunea și cam un pic cinică. Pădurea ne oferă mai mult decât avem noi nevoie. Pădurea e un complex de oferte, un complex de avantaje, un complex de lucruri bune care ne fac o viață mai bună. Și totuși, iată, iepurii sunt din ce în ce mai rar, că sunt substanțe și sunt vânători. Vulpile au cam dispărut, că nu mai văd decât seara. Lupul, gata. Alte animale? De rigoare, vă rog. Rup și vă spun chiar că efectivul de vulpi este foarte ridicat. Asta înseamnă că sunt mai puțini iepuri. Poate fi, este chiar unul din motive. Dar lupul va mai apărea pe teritoriul județului Vaslui? Da. Știți acum dacă este pe undeva? În zona există ceva semnale că ar fi fost identificat un exemplar, deci am putea spune că mai există. Bouări a încercat cineva, nu mai sunt, nu vor mai fi probabil, că asta înseamnă fonduri serioase. Da. Domnul director, pădurea, ocolul silvic, se poate întreține? Are resurse pentru trai, pentru a-și îmbunătăți și activitatea, ca să nu spun că viața ei și a direcției silvice, vedeți că le-am legat. Fără doar și poate, altfel nu am avea noi, ne-am îndeplinit rolul nostru aici. Deci, fără dar și poate, Direcția Silvică Vaslui, ca subunitatea Regiunii Naționale a Pădurilor, din cele 41 de subunități, este pe picioarele ei,
se autofinanțează, dezvoltă o cifră de afaceri în jur de 200 de miliarde pe an și cu profit, evident. La dumneavoastră, la vas lui, vă, cum să spun eu, vă aflați pe profit în momentul ăsta? Eu vorbesc, cum v-am și explicat. Numai aici? Direcția Silvică, vas alea 200 lui, de miliarde, numai la vas lui? Da, sau da, da, numai da. La vas... miliarde vechi vorbesc. Da, da, bun, așa. Da, da. Deci Direcția Silvică, vas lui, se autofinanțează și este o subunitate pe profit. Asta înseamnă că mai culegeți boabe, nu știu cum să spun, de pădure, adică fructe de pădure și altceva? Un specific local, un specific zonal, așa, care practic a devenit o tradiție în timp, de-a lungul timpului, este și valorificarea produselor accesorii, care la Vaslui a cunoscut și încă, ne mândrim noi, spunem așa, o activitate la un nivel destul de mare. Includ aici fructe de pădure și plante medicinale. Da, e bine. Dar, să zicem, fonduri pentru apicultură. Aveți stabilite zonări de tipul ăsta? Să zicem, sau când la nostru, Iazul Dracului, sau nu știu pe unde mai. În județul nostru, din fericire, am constatat și noi o dezvoltare destul de mare a activității de apicultură. O activitate foarte rentabilă, sau cel puțin rentabilă, să nu greșesc când spun foarte rentabilă, pentru că ca o consecință a dezindustrializării, să spun așa, e o zonă eco. Încă. Da. Nu știu dacă e neapărat bine, nemai având industrie, nemai având activități poluante. Mă rog, aici e discuția mult mai amplă și sunt multe de zis, dar nu e zona mea și ca atare mă rezerv de dreptul de a nu comenta prea mult. S-au dezvoltat destui inițiatori care au activitate de producere a mierii de albine. Ca atare, noi punem la dispoziție suprafețe cu pădure, suprafețele împădurite, cu salcâm, cu tei, cu diverse alte specii în apropierea culturilor agricole și așa mai departe, de unde ei își iau materia primă, ca să zic. Dar industria lemnului mai există în județul Vaslui? Sau numai niște exploatări? Dacă vă referiți la industria lemnului... În sensul de prelucrare a lemnului, da. În sectorul nostru. Da. În sectorul nostru, în cadrul Direcției Silvice Vaslui, nu mai există activitate de prelucrare a lemnului. Noi comercializăm lemn, valorificăm material lemnos prin vânzare pe picior, parte, și o altă parte vindem bușteni lemn fasonat la drum auto. Haideți că chiar abia aștept de mult să vă pun o întrebare de tipul cât mai aveți acum sau câtă suprafață din cea județului Vaslui ar fi cu păduri? Raportat în procente la suprafața județului, undeva la 12%. Din față de cât? Media pe țară undeva la 16%. Deci un pic sub medie. Suntem sub medie, da, da. Noi, ca Direcție Silvică, administrăm actualmente jur de 62.500 de hectare. Din această suprafață, 51.300 e proprietate publică a statului, iar 11.200 proprietate privată a diverșilor proprietari cu care noi avem colaborare, în sensul contractelor de prestări servicii de pază. Dar înțeleg că acum este un sistem, adoptat un sistem de exploatare regim silvic. Ce include asta? Discuția pentru amplă, orice privat, nu? Pentru da. Toată lumea înseamnă acest normal, regim. În mod normal, legea obligă pe toți proprietarii de pădure să se supună regimului silvic. Să se facă administrarea și exploatarea și tot ce înseamnă activitate în pădure sub regim silvic. Acum noi spunem... pentru noi litere de lege și ca atare lucrurile se derulează în sensul ăsta. În ceea ce privește proprietarii de pădure care nu se află sub contract cu noi, iarăși nu pot să fac aprecieri pentru că nu e competența noastră. În sensul că nu-i păziți, dar în rez nu-i puteți obliga. Nu noi, există un alt organism cu atribuții în acest sens. E vorba de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare, care are atribuții în acest sens. Practic, fiecare proprietar de pădure trebuie să fie parte într-o structură silvică, fie ea de stat sau privată.
Aici să... noi nu avem competențe. Noi căutăm pe cât posibil. Și nu o spun doar formal. Să convingem pe proprietari să intre în parteneriat cu noi. Noi, menirea noastră, de asta am învățat școala asta, ca să gospodărim pădurea, să dezvoltăm, să dăm mai departe generațiilor următoare. Avem obligația asta profesională, morală, cum vreți să-i spuneți, și facem efortul în sensul ăsta, dar ne lovim de realitatea fiecarei zone, ca să spun așa. Și nu e ușor. Băcăoanii se plângeau că nu prea există legislație care să vă ajute foarte mult vis-a-vis de apărarea fondului care nu e al dumneavoastră. Fondului forestier, care, adică cei care au proprietatea privată, dacă, cum zicem, și nu. Care nu exploatează decât cum vor ei. Păi nu pot ei să exploateze cum vor ei, atâta vreme cât au un raport juridic foarte clar stabilit cu noi. Noi, dacă am încheiat un contract de prestări servicii silvice, în mod concret de bază, acolo lucrurile nu se derulează așa cum vrea fiecare. Uh-huh. Deci acolo, dacă se documentez amenajamente silvice după caz, dacă proprietarii au potența financiară, sunt interesați și își fac un studiu de amenajament silvic, se stabilește prin respectivul amenajament o cantitate care se poate recolta în funcție de natura produsului pe care poate fi recoltat, da? Intervenția se face numai după reguli clare. Acolo unde proprietarii își fac de capul lor, noi nu avem cum să continuăm parteneriatul cu ei. La modul concret, Vasile are 2 hectare de pădure, da? Vrea să-și ia 2 căruțe de lemn, sau eu știu cât vrea să-și ia. Ce trebuie să facă să fie în lege? Ca să fie în lege. Sau fără contract? V-am explicat. Păi fără contract nu poate. Fără contract nu se poate. Deci el trebuie să fie asociat unei structuri silvice. Așa. Da? Dacă nu, el este amendat. Sunt pârghile care intervin. Dar știți cum e. Nu mai dezvolt subiectul. Bine. E... Cam știu cum e, dar da. Am vrut să aflu cuvântul legii. Vine ITRSV-ul și amendează pentru că nu face parte dintr-o structură silvică. Că nu asigură paza pentru o firmă specializată, printr-o structură silvică organizată. Da? E, cei care sunt în raport cu noi, și despre aia mă rezerv să vorbesc, ei, dacă pădurea respectivă a fost retrocedată când, sau dacă există în vigoare un amenajament silvic, așa. Care amenajament silvic stabilește foarte clar natura produselor care se recoltează de acolo și cantitatea lor pe hectar, noi avem obligația să punem în valoare, așa se spune lucrare tehnică, punerea în valoare a cantității respective. În situația în care proprietarul celor 2 hectare, cum spuneți dumneavoastră, nu are un amenajament silvic, a spus, continuăm discuția pe exemplu dumneavoastră. Dacă nu avem un amenajament silvic care să prevadă strict o cantitate, nu poate fi recoltat o cantitate mai mare de 1 m³ pe an pe hectar. Așa merg mai jos un pic cu întrebarea. Cetățeanul vrea să scoată, nu știu, din alea 2 hectare, cei vreo 50 de salcâmi sau de copaci uscați. Ce trebuie să facă? Nu poate să facă decât limita 1 m³ pe an pe hectar. Asta e tot. Da, nimic mai mult. Da. Domnule director, Vazluiul se poate mândri cu pădurile sale, adică sunt îngrijite, sunt păzite, sunt curățate, sunt... Da, cu toată responsabilitatea vă zic că da. Se mai fură din păduri? Există fenomenul acesta pe care noi îl monitorizăm permanent și căutăm să-l restrângem cât mai mult posibil. Avem activități permanente, mai ales în perioada asta mai expusă, când presiunea asupra pădurii e maximă. Sunt comunități în diverse zone, la anumit nivel de resurse financiare, cu anumit nivel de posibilități, care sunt cei care fac presiune asupra pădurii, dar noi prin acțiuni concertate cu poliția județeană, poliția locală, poliția rurală din zonele respective, cu jandarmeria, facem acțiuni permanent, suntem în acțiune și căutăm să evităm, să prevenim fenomenul. Dumneavoastră ați ajuns inginer silvic din dragoste de pădure sau din nimereală? Nu cred că poți să faci ceva cu pasiune sau ceva serios din nimereală. Deci din dragoste de pădure. Da. De ce iubiți pădurea dumneavoastră? Eu știu că mai scriu poezie, mai scriu carte, mai scriu ceva. Păi dar dumneavoastră care slujiți pădurea, de e ce? E simplu și e greu totodată, pentru că de explicat de ce. Pădurea e, înainte de toate, e viață. Pădurea e o poezie.
Pădurea e sursă de viață, e resursă. Pădurea e un dar binecuvântat de Dumnezeu și în care lucrurile sunt ordonate atât de bine, în care lucrurile se întâmplă într-o armonie atât de fericită, că nu poți să nu te îndrăgostești de ea. Iar eu mă regăsesc în frumusețea pădurii, mă regăsesc în viața pădurii, mă regăsesc în bucuria de a trăi. Și de a vibra la frumusețile ei. Da. Vă încurc acum cu următoarea întrebare. Când ați scos-o pe soția dumneavoastră, pe doamna Idrițeanu, ultima dată la pădure? Vă spun un mic secret. Așa. Exercitând meseria asta de ceva timp... Dumneavoastră puteți să-mi spuneți orice. Da. Dar vă întreb pentru că știu ce se întâmplă în viața de toate zilele când suntem antrenați în da. Toate cele. Dar cu secretul dumneavoastră. Din punct de, ce se întâmplă? Deci, din punct de vedere profesional, am ajuns ca să suprapun pădurea cu locul de muncă. Așa. Iar ori de câte ori merg în pădure, aproape că nu pot să mai privesc decât din perspectiva tehnică, din perspectiva profesională. Și, așa, într-un fel, mă simt vinovat de treaba asta, că nu mă mai pot bucura de partea poetică a pădurii, lucrul care spuneam mai înainte. Ori de câte ori am ocazia, ies cu soția la iarbă verde, la pădure, ne plimbăm. Ca să vă zic că n-am fost, cred că în toamna asta, înainte să pice frunza, am ieșit la plimbare, dar tot timpul găsesc ceva... În pădure se găsește totdeauna ceva nou, de acord cu dumneavoastră, totdeauna ceva nou, ca și la munte, faci un singur pas și mai vezi ceva în plus. Deci, domnule director, să tragem o concluzie, eu trag concluzia asta. Pentru dumneavoastră, pădurea e poezie. Cred că așa va fi și titlul reportajului. 2. Sunteți un îndrăgostit de pădure. Și 3. Chiar familia dumneavoastră, din când în când, restul familiei, nu vorbim de dumneavoastră, din când în când se bucură de pădure, de binefacerile ei. Și ne dați voie să ne bucurăm și noi, nu? Păi, evident că da, pădurea nu e a noastră, pădurea tuturor. Noi suntem cei care, vremelnic, stăm în slujba ei ca să dăm noi pentru toți. Iar vreau să vă încurc odată pe dealul este de la Bogdana, de la Chițoc. Erau păduri imense, oastea lui Ștefan se tot pregătea pe aici. 60% de suprafața țării era cu pădure. Și atunci, acum când ați rămas cu mai puțină pădure și nici cai, nici vite de ajuns, nici oi, nici cap, caprile și mai puține, nu? Știți snova ce, măi Ioane, ai oi, capri, ce ai? Păi am ceva avere și anume, am oi, da capri câte ai și mai puține. Deci avem nădejde că se vor... reface fondurile genetice. Alte șanse nu avem. Alte șanse nu avem. E obligatoriu, e o misiune noastră, e o datoria noastră. Să aducem lucrurile în locul lor. Deci, alte șanse nu avem. Alte șanse nu avem. De alt an, adică 2016, adică peste 2-3 săptămâni sau poate 2015. Deci 2015, să mă duc așa departe în 2016. Deci, nu, eu am greșit, da. Deci cât mai repede revenim, să ne spuneți de planurile dumneavoastră de viitor, ale direcției Silvice Vaslui, să ne spuneți, mi-a plăcut mult treaba asta că pădurea este o poezie, cum determinați ca tot mai multă lume să beneficieze de poezia naturii și de ce nu să ne spuneți că la câteva mii de hectare cât sunt în județ, n-am reținut cifra, dar dumneavoastră ați comunicat-o, ați mai adăugat, nu știu câte, 10, 20, câte mai adăugați dumneavoastră în plantările care le facem.
Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru interviu. Vă doresc să fiți sănătos, să vă bucurați de ei mici, acuși, acuși, și de ce nu să ne întâlnim cu plăcere ori de câte ori avem ocazia. Dar dacă mă prindeți în pădure, să nu mă amendați. Nu. Zic, nu pe vreați, pe alții. Eu nu mă duc la fără, da. Mă duc să mă odihnesc. Dimpotrivă, noi atunci când vedem în pădure oameni care se bucură de pădure și care au grijă de pădure, nu putem decât să ne bucurăm. Pentru că e un dar de la Dumnezeu pentru oameni. Eu cred că este și darul unor oameni împătimiți pentru alți oameni, mai mulți sau mai puțin împătimiți, care știu sau nu știu, dar cei care știu că pădurea înseamnă aur, cum cred eu că știți, că pădurea înseamnă liniște, că înseamnă poezie, atunci spunea să stați de veche și vă mulțumim pentru asta. La mulți ani, domnule director! La mulți ani, domnule profesor!